1. Folosește ChatGPT și scrie o poveste super și originală. 2. Folosește Tom pentru a genera poze relevante pentru povestea ta. 3. Folosește Kyber pentru a genera o poveste animată de 3 minute din 3 clicuri, folosind pozele din Tom. 4. Folosește ClipChamp pentru voiceover. Ori alegem text-to-speech, ori narăm noi povestea și ne înregistrăm. 5. Edităm povestea animată tot cu ClipChamp, ca să adăugăm voiceover și un fundal muzical. 6. Folosim ShopRocket ca să urcăm povestea animată și să o oferim la vânzare. 7. Promovăm această poveste animată pe social media ca să ne descopere lumea pe gratis. De când am început să postez materiale video despre AI și ChatGPT mai ales, fac schimb de comentarii cu oameni în fiecare zi care se plâng de experiența lor online obișnuită. Doresc să acceseze puterea ChatGPT-ului, de exemplu, pe orice site. De aici, video făcut de mine despre Merlin AI. Oamenii caută mereu metode noi și eficiente pentru a-și îmbunătăți productivitatea și eficiența și, de ce nu, să aibă și un venit alternativ din această experiență online zilnică. Dacă te regăsești în această situație, am o poveste bună pentru tine. Am dezvoltat un plan ingenios de a utiliza ChatGPT, Tom și Kyber pentru a crea povești animate și a câștiga bani din ele, în 7 pași super simpli pe care o să ți-i zic în continuare. Hai să vedem cum putem face acest lucru. Pasul 1. Hai să scriem o poveste folosind ChatGPT. Acest instrument ne permite să generăm text cu ușurință și rapiditate, fără a fi nevoie să avem cunoștințe avansate de scriere. Trebuie doar să introducem un prompt în search bar, iar acest prompt să conțină câteva detalii despre povestire. Tipul poveștii, fie ea fantezie, SF, istoric, romantic. Lungimea poveștii, câte capitole să aibă, câte paragrafe, câte cuvinte să fie fiecare paragraf. Câteva detalii despre structura poveștii. Câteva detalii despre personajele din povestire. Nu uitați că pentru fiecare capitol o să avem nevoie și de niște poze frumoase generate de Tom. Așadar, nu uitați să-i cereți lui ChatGPT ca după fiecare capitol scris să bage și un prompt compatibil cu modulul DALI, folosit de Tom pentru a crea imagini. Lăsați chatbotul să termine de scris lucrarea. Vedeți ce se mai oprește din când în când, așa că încurajați-l să continue. În maxim 12 minute o să termine de scris o poveste complet originală, care să fie doar a voastră. Pasul 2. Acum să utilizăm Tom pentru a genera imagini pentru povestea noastră. Acest instrument ne permite să generăm imagini de înaltă calitate, fără a fi nevoie să avem cunoștințe avansate de design. Accesați site-ul Tom din linkul meu afiliat ca să beneficiați de 550 de credite gratis la sign-up. Odată înscriși pe Tom, apăsați butonul de Create și scrieți un prompt să vă creeze el o prezentare pe subiectul poveștii scrise de ChatGPT. Tom face o prezentare de o pagină cu poze alăturate în general. Noi vom modifica acele poze cu promptul generat de ChatGPT pentru DALI la fiecare capitol al povestirii noastre. Și în acest fel, în 10 minute, aveți și pozele create pentru povestirea noastră. Pasul 3. Pentru a face povești animate din pozele generate de Tom, utilizăm site-ul Kyber AI. Din nou, aveți un link afiliat în descriere. Primiți cu el bonus de 20 de credite pentru generat povești animate la înscrierea pe site. Kyber AI poate genera o poveste animată de 3 minute din aceste imagini, doar dând 3 clicuri. Acest instrument ne permite să generăm povești animate făcute profesional, fără a fi nevoie să avem cunoștințe avansate de editare și animație sau animație pentru aceste video făcute din poze. Inserăm pozele în Kyber și îl punem la treabă. La final, downloadăm această poveste animată care am creat-o pe acest site. Pasul 4. Să adăugăm acum un voice-over la această poveste animată creată de noi. Putem alege să utilizăm un sintetizator text-to-speech sau să ne înregistrăm propriul voice-over. Eu, în general, prefer să-mi înregistrez propriul voice-over. Mi se pare că în felul ăsta povestea devine un pic mai personală și cu un pic de creativitate din partea mea. Dacă cumva aveți trag de scenă și nu puteți vorbi deschis în fața unei camere sau cu un microfon atașat evident, atunci puteți să folosiți un sintetizator de text. Acest lucru se poate face foarte ușor din aplicația ClipChamp. ClipChamp-ul este un editor video gratis. Găsiți la mine pe site, pe canal, un tutorial complet
cum să editați și cum să adăugați voce sau voce sintetizată peste filmări, așa că vă recomand să vă uitați la acel tutorial și să începeți să vă editați povestea cu ClipChamp-ul. De asemenea, nu uitați să adăugați și o coloană sonoră în surdină. Va face povestea un pic mai interesantă. Pasul 6. Haideți acum să încărcăm povești animate pe ShopRocket. Acest instrument ne permite să încărcăm această poveste animată sub formă de produs marketabil și ulterior gata de download în schimbul sumei cerute de noi. Așadar, comercializarea în condiții sigure. Am ales platforma ShopRocket pentru că prin linkul care mi l-au dat, dacă l-accesați și vă faceți cont la ei, veți beneficia de 15 zile de hostare și comercializare gratuită la ei. Așa că puteți vedea ce înseamnă să-ți construiești un magazin virtual, să ai această experiență timp de 15 zile gratis, să încarci produsele pe acel magazin virtual creat de tine, o experiență care în general te costă niște bani, cum vorbeam în un alt video, cum ar fi de exemplu la Amazon. Aici, prin linkul meu, o să puteți să încercați timp de 15 zile să căpătați experiență și să vedeți cum puteți să faceți management pe un shop din ăsta virtual pe gratis. Cu plăcere! Pasul 7. A venit timpul să promovăm produsul creat pe social media. Luați primele 15 secunde din povestea animată creată de voi. Editați-o pentru formatul 9x16, care este formatul pentru video de mobil, și încărcați acest short video pe YouTube, TikTok și Instagram. Aceste trei platforme folosesc același format pentru videourile acestea de tip short. Putem utiliza ulterior platforme precum Facebook, Reddit, Twitter sau altele pentru a atrage cumpărători potențiali. Luăm linkul de la povestea noastră animată, cea pe care am încărcat-o pe YouTube sub formă de short, de exemplu. După care luăm linkul de la produsul creat pe ShopRocket și facem o postare interesantă pentru Facebook, Reddit sau Twitter. În felul ăsta ne promovăm singur produsul final, 100% gratis, nu dăm bani nici la Google Ads și nici nu mai știu eu pe la ce alt site care face promovări. Da? Cu acest proces simplu și eficient, în mai puțin de o oră pe zi, puteți ajunge să câștigați până la $700 pe lună, vânzând povești animate generate de instrumente și platforme AI. Nu aveți nevoie de cunoștințe tehnice sau de un buget mare pentru a începe. Începeți acum și vedeți diferența. Vă mulțumim că ați urmărit acest video și pentru că ne-ați ajutat să ajungem la 3000 de subscriber pe acest canal de YouTube. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru dacă n-ați făcut-o deja, pentru mai multe sfaturi și trucuri despre cum să vă îmbunătățiți experiența online și în același timp să câștigați și niște bănuți pe lângă. Spor la treabă și să ne vedem cu bine la următorul nostru proiectel.